Bună seara din nou, doamnelor și domnilor, ascultați Serile Radio Cluj, ultima ediție din săptămână, vineri 3 noiembrie. Sunt Dan Moșoiu, rămânem împreună până la ora 21. Vineri 3 noiembrie, ziua în care ne întâlnim pentru prima dată la Serile Radio Cluj cu poetul și jurnalistul George Vigdor. George, bună seara, bine ai venit la Serile Radio Cluj. Onorat de invitație, îți mulțumesc, Daniel. Mă bucur că suntem împreună în această seară. Am prins o pauză în care revii, așa de obicei, la Cluj. Pauza în care revii la Cluj? Odată la 2-3 luni. Încă trăiește mama și, cum se știe, mama este legătura sufletească cea mai profundă cu patria și cu familia. Așa este. O clipă să verificăm dacă suntem auziți. Pănuiesc că ne auzim bine. George, în 21 septembrie ți-ai lansat numai puțin de 4 volume la Cluj, la Centrul Evresc. Un volum de poezii, un volum nou de poezii, unul de aforisme și 2 antologii. Să le luăm pe rând. Petarde existențiale. Este volumul de aforisme și panseuri. Eu cultiv foarte mult epica densă, deci pentru că simt că nu am așa un organ pentru roman. Îmi plac formulările concise, aforismele și panseurile foarte concentrate. Aici mi-am încercat condeiul. Volumul Petarde existențiale. Am vorbit despre el, sigur, pe scurt. Poate ne vei citi una, 2 dacă aforisme. Dacă permiți, da, să vedem. Citesc, chiar acum. Cuprinde 3 secțiuni, dar voi citi astea foarte autoflagelante, care cred că mă caracterizează. De exemplu, sculamaș danamunde, țara dă să se scufunde. Pe perioada pandemiei s-a instituit obligativitatea monogamiei. Nimic nu dispare, doar își schimbă proprietarul. Exproprierea constantă a istoriei. Idioții de top europeni au ștaif și diplome, secret buricul pământului. Mai ales dacă guvernează o țară cât un raion din Siberia sau o provincie din China. Am devenit foarte tolerant cu politicienii care cuvântă necontenit. Ar fi un dezastru să înceapă să scrie, poate doar în închisoare, memoriile. Fie viața cât de grea, eu rămân cu pensia mea specială. Bun, poate vom mai citi, în orice caz... Reținem acest volum, Petarde existențiale, George Vigdor. George Vigdor, invitatul nostru la Serile Radio Cluj. Celelalte volume sunt de versuri. 2 antologii, una în limba română, Poet sub acoperire, un titlu sugestiv, și cea de-a doua în limba maghiară, traducerea Retragere în Context. Ne poți spune tu în limba maghiară cum sună? Visszavonulás a kontextusba. Așa. Și volumul de poeme, un nou volum de poeme, Rămân o rană deschisă. Vom ajunge la poezie în curând. Deocamdată, ești născut în 20 mai 1963 la Cluj, clujan jet-beget. Unde ai copilărit? În ce cartiere? Am copilărit pe strada Tutunului, aproape de tribunal, între tribunal și Mărăști, cum ar veni. Acum cred că e strada Petefișandor, dacă bine ții minte. Da. Sunt clujan de 2 generații și mă simt foarte bine ca și clujan. Sunt un melanj de 3 identități. Identitatea românească, culturală, identitatea maghiară și cea evreiască. Da. Și nu întâmplător ai fost și în Israel și acum trăiești la Budapesta, dar te întorci din când în când acasă, la Cluj. Unde este acasă al tău? Acasă al meu este evident la Cluj și acasă pentru mine, citând mari clasici, este, patria mea este limba română. Deci eu continui să gândesc, să trăiesc și să simt românește. Cum a fost copilăria ta, George, pe strada Tutunului în anii aceia, 60 și... Da, a fost... De la 65 încolo, 67, când erai... măricel, cât de cât. A fost o perioadă fastă, cel puțin, așa țin minte. Am avut parte de niște părinți iubitori, de o familie în care erau câțiva bătrâni din vechea burghezie, care cred că mi-au dăruit cei 7 ani de acasă, pe care încerc să-i respect în continuare și în următoarele decenii. Din câte țin minte, era o perioadă de relaxare, țin minte că vedeam seriale la televizor, Manix, Kojak, țin minte Aselenizarea, care am văzut pe noul, aveam un televizor alb-negru, Orion, era ceva fantastic și mare lucru, aveam și telefon acasă. Deci nu mă pot plânge. Anii 60 până prin 78-80 au fost practic pentru mine fără probleme. Dincolo de faptul că erau anii copilăriei și adolescenței tale, nu? Unde ai făcut școala generală? Școala generală în 2 locuri, am făcut-o parțial aici, aproape de radio, la Generală 15, că am stat 4-5 ani aici, pe strada Buzăului, în Grigorescu, și după aia ne-am mutat în Gheorgheni și am continuat la Liceu Barițiu. Liceu Barițiu, vreau să spun că are o tradiție în familia mea. Tatăl meu, în anii 30, a fost și el eleva Liceului Barițiu și vreau să spun pe scurt, numele meu, prenumele meu, George, provine din impresia fantastică pe care a făcut-o tatălui meu, George Enescu, care a venit să concerteze cu orchestra Liceului George Barițiu din anii 30. Și a rămas tata cu așa o impresie încât numele fiului este George. Nume de care sunt foarte mândru. Prenumele tău. Prenumele. Da. Și numele George Vigdor este un pseudonim. Este, nu, sau Vigdor este, nu? Este un pseudonim pe care nu l-am ales eu, pe scurt spun. Am debutat în 1990, cum a dat libertatea peste noi, la Oradea, la editura Bihorinoplo, au scos un periodic al conviețuirii interetnice, se numea Direct. Și acolo am fost debutat de profesorul de română Gheorghe Moldovan. Gheorghe Moldovan era un hedonist căruia îi plăcea foarte mult alcoolul. Și când am publicat eu primul meu articol, i s-a părut, nu încăpea numele în șpalt. Și Vigdorovici m-a rebotezat Vigdor. Și a doua zi mi-a spus la un pahar de bere și mi-a spus, îți place, bă? Și i-am spus, bă, îmi place. Și am rămas Vigdor. Așa am rămas Vigdor. Deci eu nu sunt un... nu mi-ascund originea, uneori apar și cu numele întreg, deci nu e nicio modalitate de a evada din realitate. Dar în cartea ta de identitate, în toate actele tale, ești George Vigdorovici. Da. Scris cu TS. Cu TS, pentru că Maria Tereza a germanizat toate numele de origine slavă, respectiv cele evreiești. Și cum ar fi trebuit să se numească? Deci, probabil la origine numele este ebraic, a Vigdor. În prima etapă a fost slavizat în Galiția, iar după aceea a fost germanizat în Imperiul Habsburgic. Și cum pronunți, Vigdor sau Vigdor? Vigdor. Vigdor. Da. Bun. Îmi place particula dor. Da, e foarte importantă. Bun, așadar, Liceul George Barițiu. Ai avut profesori buni, profesori care, în special de matematică, cred. Nu, am avut, interesant, am avut și profesor de matematică eminent. De fizică. Am avut profesor de istorie, Roșcău Dumitru, care era din perioada interbelică. Deci cunosc și care ne-a infuzat o istorie destul de paralelă cu cea din manuale și o istorie foarte apropiată de adevărul istoric. Am avut, de exemplu, o profesoară de română foarte exigentă, care cred că a pus bazele scrisului meu, doamna Blendea, o țin minte foarte mult, și am avut profesori de marcă și la chimie și la matematică, doamna Chioreanu, deci am avut parte de o școală foarte bună, chiar dacă era comunist și care, dacă era comunismul din faza finală, eu pot să afirm că am făcut școală serioasă și din cauza asta am fost competitiv și în Israel și în Ungaria mai încolo. Te întrebam de fizică și de matematică pentru că ai dat la Politehnică, ai terminat facultatea de electrotehnică. Electrotehnică. Ce, îți plăcea electronica? Nu, a fost practic de nevoie, deci părinții mei ar fi vrut să devin medic. În schimb, am oroare de sânge, de suferință și mai ales nu suport copiii suferind. Când intru într-o clinică sau o policlinică, îmi vine rău numai de miros. Deci, chestia asta era scoasă din... Aș fi vrut să fiu fizician-atomist pentru că simțeam că sunt un tip mai mult teoretic, nu practic, dar dosarul meu era cu cântec, că proveneam dintr-o familie minoritară, intelectuală și așa mai departe. Deci la fizica atomică, la Măgurelă nu prea aveam șanse, deci le-am cântărit și atunci am dat la Politehnică, la Electrotehnică. Am avut parte de profesori foarte buni și cred că inițial am fost un inginer bun de proiectare, deci mi-au pus baze foarte bune, dar simțul practic nu mi-a fost prea bun. Adică era bună teoria, practica... Da, 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 practica mă omora. Cu toate astea am avut câteva inovații când am fost inginer stagiar la întreprinderea Metallica din Oradea. Cu toate astea am avut 3-4 inovații, deci am fost destul de creativ, dar aveam nevoie de maestri și de muncitori și vreau să fac o mică paranteză. Pentru mine omul simplu îl respect foarte mult. Eu am fost în contact cu masele largi populare, deci nu sunt un intelectual de bibliotecă și eu am foarte mare respect pentru țărani, pentru muncitori, am o sensibilitate socială. Dragostea pentru literatură. Ne-ai spus de profesoara ta de limba română, da, Blendea, Silvia. Din liceu. Dânsa ți-a insuflat această dragoste sau exista pasiunea în tine? Probabil exista pasiunea. Ții minte când am citit Necuvintele lui Nichita Stănescu și... Te-ai aruncat direct în Nichita Stănescu. Da, direct în Nichita Stănescu. Grea. Da, și Marin Sorescu. Marin Sorescu nu mai rețin ce volum am avut în mână, dar m-au frapat aceste versuri. Și era atunci... altceva față de ce învățai la școală. Exact, exact. Și dar ții minte că Necuvintele mi-au deschis așa apetitul pentru poezie. Dar am practicat-o la modul foarte amatorist și romantic. Scriam pe șervețele și pe colțuri de hârtie la fete și încercam să câștig, le cuceream. Și... Reușeai? Da, m-au ajutat foarte mult aceste poezioare. Și la modul serios, când ai început să scrii poezii? Am început destul de târziu, pe la 25 de ani, pe la sfârșitul facultății sau începutul activității de inginer, pentru că perioada anilor 80, 85, 89 era o perioadă foarte întunecată și am perceput social și cred că perioada aceea cenușie, apăsătoare, privată de libertate, practic m-a împins să scriu. Nu neapărat romantic. Și disperările mele cioraniene și de factura asta cred că provin din epoca ceaușistă târzie. 85-89, cei mai întunecați ani. Exact, i-am trăit. Exact. Și eram deja inginer. Cum era viața de student? Viața de student era foarte faină în Cluj, deci tocmai compensam cultural, chefuri extraordinare, nu ca în ziua de astăzi. Deci maximum găseam niște creveți vietnamezi și fiecare aducea ceva vodcă, ceva poșircă albaneză, fumam BT-uri de contrabandă. Deci totul era foarte fain și dansam și era mult erotism în ceea ce nu văd la tine de astăzi. Deci chefurile și discotece de pe vremuri, de la IMF, de la Casa de Cultura Studenților, frecventam cercul de jazz. Sunt cluburi, nu mai sunt discoteci. Da, bine, da. Deci erau fantastice. Ăla de pe Petăfi, ții minte, de la Liceu Adi Endre. Deci erau lucruri foarte mișcătoare, dar bineînțeles că eram încorsetați. Dar viața noastră interioară era foarte bogată. Ce mai făceați pe atunci? Filme, mă gândesc? Filme, da. Video? Video, nu? Era, ții minte, la Teatru de Păpuș, se îngheseau, acolo se rulau primele videouri din astea și am văzut tot felul de filme americane formidabile și filme mai sexy, mai erotice. De acolo ne înghesuiam la Teatru de Păpuș. Pe ascuns? Nu era chiar pe ascuns, era semi-oficial, nu mai ții minte exact, dar acolo mergeam și... Și în rest procurați discuri, mă gândesc. Da, totul la negru, da, de pe Oser, exact. Și erau blugi, contrabandă, ceva copii de studenții străini. De la studenții străini. În schimb, am avut și studenți care mai târziu au devenit milionari pe bune, dar aveau un foarte bun simț comercial, care vindeau bere la negru la căminele de studențești. Am prins și eu așa în cămine, da. George, ai terminat facultatea, ai primit repartiție la Oradea. Ai primit repartiție bună. Foarte bună, da, pentru că Clujul era oraș închis, n-aveam nicio șansă și am primit repartiție la Oradea. La Oradea am început într-o întreprindere socialistă care era erou a muncii socialiste și lucram și duminica, dar acolo deja... Lumea a uitat că în regimul comunist se lucra și sâmbăta, și chiar duminica. Și chiar duminica. Dar aveam un director formidabil. Bine, se mai lucrează și astăzi, unde este nevoie. Așa este, dar pe vremea aia țin minte că erau niște manageri fantastici de buni în Oradea. Deci și întreprinderea noastră, Cristea Petru, binecuvântat fie unde o fi, ne-a ușurat viața puțin. Deci mima supunerea și duminică lucrau de fapt numai 50 de oameni în loc de 5.000. Deci erau tot felul de tertipuri cu care se fentau autoritățile și dictatura, practic. Spune-mi, înainte de 89, te-ai gândit vreodată să pleci din țară? Da, m-am gândit. Taică meu era un evreu, cum să spun, substanțial și nu era comunist, mare lucru. Deci, de obicei, evrei în perioada 60-70 erau comuniști, că nu prea aveau altceva de făcut sau nu aveau altă cale. Dar taică meu nu, și mi-a insuflat să plec în Israel, că ăla e viitorul poporului evreu. Deci, că destinul meu și era foarte anticomunist, taică meu, se asculta Europa Liberă, Vocea Americii la noi, deci seara era program radiofonic la noi în casă. Dar n-ai plecat? N-am plecat decât cu întârziere, pentru că între timp s-a născut fetița mea, care este la ora actuală avocată la București, și s-a amânat toată plecarea asta. Și până la urmă... Da, ți-ai depus actele sau cum se făcea? Da, se depunea actele, dar se... N-ai vrut să fugi, efectiv. Nu mai trebuia fugit, că după 90 nu mai era nicio problemă. Dar nici înainte se pleca organizat, dacă ții minte... În Israel. În Israel, pe bani. Deci asta ulterior s-a demonstrat. Majoritatea fugea în Occident. Da, dar în Israel nu trebuia fugit, era... Securitatea românească, prin ambasadele de la Berna și Paris, primea bani de la Mossad și, de exemplu, un muncitor era, știu eu, 2000 de dolari și un profesor universitar 5000 de dolari. Fantastic, da. Dar eu am prins deja perioada post-revoluționară, când se pleca lejer. În 94 ai plecat. În 94 am plecat. De data asta, între timp, din păcate, divorțasem și am plecat cu noua mea nevastă, tot româncă din Oradea, și am plecat în 94, am plecat turist, dar practic am rămas acolo, nu era nicio problemă. Și am avut foarte interesantă experiență. Am stat prima dată la Kibuțul Givat Brenner, care e lângă Rehovot, cam în centrul Israelului. Și a fost o experiență extraordinară, unde am văzut că un soi de comunism e viabil. Între timp, până și acel soi de comunism a capotat. Deci nici în Israel comunismul nu s-a putut menține. Sunt și acum tot chibuțuri, dar practic sunt deja diferențe sociale și au intrat banii. Că în vremea când eram eu, încă erau cupoane cu care mergeam la alimentară, de exemplu, să-mi fac cumpărăturile. Da. Ai stat în Israel până în 1998. 99. Acolo te-ai dedicat literaturii? Da, ai început să scrii mult mai mult? Nu atât literaturii, cât scriam, era cotidianul, viața noastră, și mai erau câteva reviste de limbă română. Pe vremea aceea, comunitatea românească avea 300-400 de membri activi, care încă vorbeau foarte bine limba română. Deci eu îmi scriam editorialul de vineri, 4 ani jumate am trimis la Viața Noastră și la revista Facla, practic editorial, și culmea am fost și plătit pentru asta, nu cu bani mulți, dar din banii aia îmi permiteam niște plusuri pentru familie. Deci a fost singura dată când practic am fost plătit pentru activitatea gazetărească. Și munca de zi de zi în ce consta în Israel? Am fost inginer electrotehnic, la regia de electricitate din Haifa. Am lucrat în departamentul tehnico-economic, deci pregăteam devizele pentru diferite lucrări de execuție ce se făceau în centrale termice, în rețelele de înaltă tensiune și cabluri subterane. Îți plăcea? Îmi plăcea, dar aveam mare... acolo am semnat o declarație că până când voi fi pensionar sunt răspunzător material și penal pentru calculele pe care le-am făcut și pentru antecalculațiile astea. Acum ar zâmbesc, dar eram între Ciucan și Nicovală, veneau cei de la sindicat și urlau la mine că nu le dau destule ore de muncă și destul buget, și când dădeam, urla conducerea la mine că ce cred eu, că aici e România, că se poate face risipă? Nu se poate. Deci era tot timpul foarte stresant. Aha. Adică ei, cei de acolo, știau cum se întâmplă în România? Nu, își închipuiau că aici ai o risipă și un fel de comunism la lejer. Deci, da. George Vigdor, îți propun să luăm o pauză de respirație. Okay. Să ne citești 2-3 poeme. Din ce alegi? Din antologia ta. Din antologie o să vă citesc. Pe care ai lansat-o curând. Poet sub acoperire. Care cuprinde toate volumele, volumașele mele dintre 2000 și 2021. A apărut la editura Avalon cu o prefață de domn profesor universitar Ovidiu Pecican. Offside existențial. Mereu un offside existențial, evreu în România, român în Israel, evreu român în Ungaria, în joc de fiecare dată, finala cu destinul. Uneori huiduit din tribune, alteori ajutat de coechipieri, înscriu golul de onoare în minutul 90 sau chiar în prelungiri. Acesta e jocul meu întârziat, indiferent de culorile sub care am jucat. Totuși, meciul final cu moartea mi-l doresc acasă la Cluj, cu tribunele pline de amintiri, pe cazonul verde al copilăriei, în cântul galeriei de îngeri. La fluierul final mă voi retrage în cantonamentul stelar al strămoșilor de sub feleac. E, aici nu mai ești poet sub acoperire, aici te-ai descoperit. Absolut. Poetul absolut. George Vigdor. Ce ne mai citești? Acum vă mai citesc ceva din perioada mea mai romantică de început. În fine, mi-am înjunghiat propria umbră. Sunt un morman de cuvinte, aievea frunzelor arse toamna. Răsună șofarul printre meridianele risipite ale pribegiei infinite. Ecourile sângelui răsună fals în cutia de rezonanță măsluită a acestei lumi de tinica. Printre buzele tale trec păsări de fum, țipând un requiem pe note false. Delir simfonic de frunze moarte pe un portativ imaculat alb. Și încă un poem dintr-o altă perioadă. Ok, o secundă. Ok, ceva, o perioadă mai târzie. Stația Terminus. Cu valiza doldora de amintiri, stau pe peronul fără de întoarcere al gării absurdului, doar cu plecări. În ceața densă a uitării de sine, caut vagonul spre purgatoriu, unde mi-am rezervat un loc încă din anii tinereții. Garnitura se compune din 3 vagoane, cel al infernului la coadă, cel al purgatoriului la mijloc și cel al speranței în față. Locomotiva roz a paradisului posibil trage garnitura imposibilului pe calea ferată a viselor neîmplinite. Probabil voi coborî în acea stație Terminus unde foștii prelați studesc ca acari, în care îngerii căzuți hămălesc poverile vieții, iar zeii pedepsiți șmotruiesc sălile de așteptare. Până și Dumnezeu exilat în salopetă reglează tacticos unicul ceas al gării. Da, foarte frumos finalul. Am observat și în primul poem și în acesta pe care l-ai citit chiar acum, tema aceasta a ultimei plecări te obsedează? Este un motiv poetic pe care revine frecvent? Da, pot să zic, o componentă filozofică. M-a atras întotdeauna filozofia și extinția, plecarea din viață, tărâmul ăsta foarte de dincolo, sensul vieții, pe care încă nu l-am găsit, zic că e un sens giratoriu, probabil. Vom reveni la poezie spre finalul emisiunii. Deocamdată ne întoarcem în Israel. Ai fost înrolat în armata israeliană? Da, după un an de la sosire am primit o citație și eu eram foarte sigur că nu voi fi înrolat, pentru că părea că va fi o pace relativă. Se făcuse tratatul de pace cu Egiptul, tratatul de pace cu Iordania și se spunea că deci nu mai e nevoie de un efectiv așa mare. Exact după un an am primit citația, am mers la garnizoana Haifa și acolo mi-au spus că într-adevăr cei care vin din URSS sunt exceptați. Aici cred că era și o chestie de spionaj și de securitate națională, dar sunt două țări prietene din care abia mai veneau la ora actuală, România și Ungaria, din care se fac recrutări normale și am fost recrutat la grăniceri. Ai făcut armată efectiv? Nu chiar efectiv, am făcut, recunoșteau profesionalismul meu din armata română și atunci am făcut numai 4 săptămâni de instrucție foarte intensivă Am tras acolo de 100 de ori mai mult decât în armata română. Deci m-am obișnuit cu armele. La, cum îi spunea, la Ploiești, termen redus. Nu? Termen redus, da. TR, Ploiești. 9 luni, da. A fost o viață acolo. Nici n-a fost chiar rău. Pierdere de vreme. Pierdere absolută de vreme, da. Dar cu ștaif. Și noi experiențe, da. Noi experiențe. Și deci acolo 4 săptămâni de reciclare și după aia am fost concentrat de câteva ori mai mult în Limanul de Sud, unde am avut niște amintiri foarte grele. În care trupele izraeliene invadau Libanul de Sud ca să facă o zonă tampon, fapt care și acum e practic de actualitate, pentru că la ciocnirea asta cu Hezbollah continuă, înainte erau alte miliții șiite, Israelul este foarte vulnerabil. La ora actuală este super vulnerabil pentru că au rachete care traversează întreg spațiul aerian israelian. La momentul ăla aveau rachete cu rază de acțiune de 20-30 de kilometri, hai să zic că de acolo loveau Haifa. Și de asta s-a intrat 30 de kilometri în sudul Libanului, plus că era și o chestie de politică mondială, armata israeliană apăra comunitățile creștine din sudul Libanului. Și acolo vreau să o mică paranteză. Totdeauna m-am mirat că lumea creștină, la momentul ăla 98-99, nu apăra comunitățile creștine. Nici nu era pe tapet problema. Mă miram că papa, că celelalte autorități, nimeni nu vorbea de chestia asta. Și practic, acolo era o comunitate măricică? Da, maronită. Ei erau dominanți în Liban. Pe vremea când Libanul era înfloritor, în anii 75 se spunea că e Elveția Orientului, era o comunitate înfloritoare, au venit foarte mulți refugiați palestinieni, alți mahomedani și pentru că au spor demografic mai mare, musulmanii au devenit dominanți și au presat spre sudul Libanului. Asta a fost... și practic în ziua de astăzi Libanul nu mai este o țară funcțională. Deci sunt atâtea fricțiuni interne încât practic țara nu există și e cam dominată de Hezbollah, care e o problemă. Și pe urmă ai mai fost solicitat în armată? Sau asta am mai fost? Nu. Deci odată știu eu, deci am stat 5 ani, pe an cam 30-40 de zile eram concentrat. Concentrat în diferite puncte. Am fost și la Nablus, deci cunosc destul de bine așa zise teritorii ocupate. Da, și în scene unde se desfășurau lupte? Nu erau chiar lupte, deci lumea ne spune critică trupe de ocupație, în fine nu era plăcut pentru că și pe atunci nu era chiar intifadă, dar erau tot timpul acțiuni partizane, deci de gherilă. Deci era un pericol pentru viața fiecăruia care făcea serviciu militar. A fost destul de dur. Am avut câteva ciocniri. Dacă mi-am făcut păcat, am tras cu gloanțe de cauciuc pe o mulțime răzvrătită. Unde? Lângă Nablus. Schem se numește acum. Și acum sunt probleme grele acolo. Și atunci erau... Deci stăteam într-un avampost și tot timpul avampostul ăla era atacat de mulțimi dezlănțuite. Cum vezi astăzi ce se întâmplă? Sau ce se întâmplă astăzi în Israel, în Fâșia Gaza? Sunt foarte pesimist și foarte îngrijorat pentru ce se întâmplă. Și sunt nu numai din punct de vedere subiectiv evresc, sunt îngrijorat în general pentru lumea asta, pentru că extremismul islamic proferează clar și în mod univoc că toți necredincioșii la care, deci evrei și creștinii, vor fi stârpiți sau convertiți cu forța la islam. Deci ei nici nu fac din asta un secret. Și în condițiile actuale, așa încerc să o scurtez, Israelul este un avampost al culturii iudeo-creștine și al civilizației iudeo-creștine. Un avampost, practic, al civilizației occidentale. Dacă, Doamne ferește, Israelul va cădea, Europa va fi copleșită de extremismul islamic și există semne prevestitoare foarte grele. Deci eu văd în culori foarte negre viitorul și deși știu că sunt o groază de victime nevinovate palestiniene, totuși țin pumnii ca acum Israelul să aibă o victorie militară zdrobitoare, pentru că în caz contrar toate aceste organizații extremiste, Hamas, Hezbollah, ISIS, vor avea un ascendent psihologic formidabil. Și au o logistică și o pregătire formidabilă care s-a demonstrat și acum, bineînțeles, coroborat cu o gafă monumentală a sistemului de apărare israelian, care nici nu mă pot explica până una de alta. Sunt sigur că vor cădea multe capete în Israel, dar după consumarea conflictului. Bun. Mai ai oameni cu care, mă rog, rude sau cu care păstrezi legătura în Israel? Foarte puțini. În general am niște rude foarte îndepărtate, care sunt foarte bătrâni. Prieteni nu mai am așa de mulți, pentru că o parte din prietenii mei, și asta iară e un semn rău prevestitor, ca și mine, ori m-am întors la patria de origine, ori au plecat în Statele Unite, în Canada, pentru că generația actuală, o viață are omul și oricât ai un sentiment patriotic, ai un sentiment național, generația de astăzi nu mai merge la război să moară pentru patrie. Deci asta e un slogan la ora actuală, așa cum văd eu, și îmi place să spun lucrurilor pe nume. Nu văd nicăieri în lume generația actuală în țările dezvoltate să meargă să moară pentru patrie. Și asta e valabil și pentru Israel. Da. De ce ai plecat din Israel? Motive personale, am divorțat și am clacat psihic și totdeauna am simțit că totuși aici eu sunt european, eu sunt român. Acum și la Budapesta mă simt la fel de bine ca în Cluj, pentru că nu e un șoc cultural, practic trăiesc în aceeași mediu, nu diferă mult Ardealul de Ungaria. Deci doar lingvistic. Da, dar, apropo, ne întoarcem puțin în Israel. Îmi spuneai că rudele tale, care au o vârstă, nu mai sunt speriate. Pur și simplu sunt obișnuite cu ceea ce se întâmplă de decenii în Israel. Pe de o parte sunt obișnuite, pe de altă parte cred că cei care au trecut prin tragedia Holocaustului, deci s-au aflat în ghearele morții și au scăpat, spectrul morții nu-i mai impresionează. Deci acești oameni și acum când sunt alarme aeriene sau nu știu ce, rămân în pat sau cel mult se duc până în bucătărie, deci nu se mai refugiază în bunkerele astea pregătite sau în camerele astea betonate. George, în 99 ai revenit în Cluj? Da. Ce ai făcut până în 2000 când ai plecat la Budapesta? Scurtă vreme am fost șef de export-import la întreprinderea Jolidon. Acolo iar am regăsit... Avea legătură cu meseria ta de inginer? Nu, n-avea nicio legătură. Electronist. Da, eu sunt tip agitat. Electrotehnist. Electrotehnist, da. N-avea nicio legătură, dar am fost nevoit să stau iară la părinți, ceea ce nu mi-a plăcut, că sunt tip destul de independent și mi-am căutat repede de lucru. Eram destul de depresiv, mă rog, din motivele divorțului. Și acolo am fost primit de un colectiv foarte tânăr, foarte fain, era o întreprindere foarte dinamică, în expansiune și am stat acolo la birou export-import, dar la un moment dat domnul Cârli, care era un patron tânăr, dinamic și foarte, m-a întrebat așa, bă, ești divorțat, n-ai nicio treabă, nu vrei să vom deschide o filială la Budapesta, nu vrei să mergi acolo, că ești un tip cu inițiativă. Și bineînțeles mi s-a părut o aventură de moment excepțională. Nu că îmi plăcea în Cluj, am regăsit orașul, totul era ok, dar la 37 de ani ce să stai aici? Și de atunci locuiești în Budapesta. Da, că dragostea e mare și mă rog, te-ai și căsătorit acolo? Ulterior am avut și acolo și relații nereușite, dar am frecventat și viața de noapte, am cunoscut de la borfaș până la academicieni, deci tot spectrul social îl cunosc foarte bine în Ungaria. Și faci același lucru la Budapesta, nu? Acum, sau ai altă... Nu, mi-am făcut firme, am avut firme particulare și acolo și aici. Am lucrez cu soția, facem real estate, cum îi spune, uite, câteodată îmi scapă câte un termen românesc, imobiliare, așa, sau vize pentru străini. Deci stau pe mai multe picioare pentru că trăim vremuri agitate. Bun, să ne întoarcem la poezie. Ai debutat editorial destul de târziu, nu? Da. În anul 2000? În anul 2000 am debutat la editura Cluzium. Domnul Valentin Tașcu, da, regretatul Dumnezeu să-l odihnească, m-a chemat la el și în stilul lui macedon de om forțos mi-a spus, dă-mi te rog câteva versuri să văd. Și a citit 5 minute și a zis, bă, ești poet, gata, te publicăm. Deci asta vreau să spun, că pe vremuri era chiar pe bune. Deci în 5 minute un ochi profesionist vedea. Ochiul criticului Valentin Tașcu și-a dat seama. Și-a dat seama. Și atunci în serie am scos, știu eu, în 2000, în 2003, 2006, 2009. Deci am avut cât de cât o regularitate în scoaterea volumelor de poezii. Dar erau de fapt niște broșurele pe care le-am adunat în acest volum, Poet sub acoperire. Da. Deși tot în 2000 ai scos și o carte de... o colecție de articole, Geografie imposibilă. Da, deci mi-am adunat articole din Israel într-un fel de colecție și spre surprinderea mea, recitind peste ani câteva articole, ele rezistă vremii. Deci nu sunt numai o istorie a clipei și chiar mă mir că am uneori profeții, dar am un mare avantaj. Sunt pesimist și de obicei se confirmă. Volumul de debut s-a numit Ancore de sânge. A urmat Arhitectura singurătății. În 2003, Atentat împotriva eului, tot versuri, nu, colecție... Nu, tot versuri. Articole, versuri. Da. Colecție de articole la voluptatea marginalității. Da, asta deja e o colecție. Ultimul pariu existențial, versuri. Versuri. 2013 și atunci, după aia am avut o pauză destul de lungă, în care m-am concentrat mai mult pe dimensiunea mea de om de afaceri și COVID-ul mi-a readus iară pofta și apetitul, având mai mult timp liber, mi-a readus pofta și limba română și-a cerut drepturile în sinea mea și am început să scriu destul de intens, iar recolta se vede acum, din 2020, să zic, până în 2022-2023. Da, în 2021 ai publicat Pastile metafizice. Da, la la Ecou Transilvan. Da. Și apoi Cu masca tăcerii pe coarne. Da, da. Colorama 2021. Ai fost prezent și în volumul colectiv Cercul Poeților, antologie de poezie, tot la editura Colorama. Am fost și la editura Ecou Transilvan, tot un volum colectiv, Ecourile Singurătății, și am fost și la Cenaclu de la Roma, am câștigat o mențiune, care ex-eco, știu eu, deci practic am fost premiat la Napole, la Castela Mare di Stabia, acolo am fost premiat, unde era Gabriela Verban, care a fost o poetesă, mă rog, și disidentă politică, și acolo s-a ținut un concurs și Cenaclu de la Roma a făcut un almanach anual în care tot așa am versuri. Da, ai și un premiu pentru poezie, ai mai multe, dar primul cred că este în 1991 la Botoșani, premiul Mihai Eminescu. Da, e un premiu prestigios, țin minte că atunci am fost primul în Moldova. Și atunci, în serie, am primit 2-3 premii. A fost premiul acesta înmânat de Laurențiu Ulici, regretatul Laurențiu Ulici. După aia a mai fost un premiu Minulescu la Slatina și Panai Cerna la Tulcea. Astea în 91-92, țin minte că una după alta am fost premiat, dar în 94 am plecat. Deci pe undeva sunt în contrasens. Pe când să mă consacru undeva, plec. Ai și un premiu în Israel, primit în Israel, nu? Pentru... Fundația Ianculovici. Ianculovici, pentru publicistică în limba română. Da. Pentru editorialele tale, nu? Pe care pentru editoriale. Da, am primit premiul ăsta destul de prestigios, unde participa și ambasada română, deci a fost un lucru meritos. Scrie aici în CV-ul tău că ai transmis și pentru postul de Radio Cluj. Da, Radio Cluj și Radio Romantic. Aha. Radio Romantic, și nu rețin numele redactoare, îmi pare rău. Cunosc atâția oameni și îmi fuge acum, nu pot să spun. Transmiteai din Israel? De la Budapesta. De la Budapesta. Și scriam la Gazeta Transilvania. Aha. Și am scris și la Foaia Transilvană. Deci am fost destul de prezent în presa clujană ca jurnalist. Dar volumele acestea din 2000 încoace, cele 3-4, când le-ai scris? În Israel? Nu, după le-am scris. În Ungaria le-am scris. Practic, când mi s-au sedimentat experiențele astea destul de convulsive și traumatizante, atunci le-am scris. Și cred că devin tot mai prolific, dar mi-e teamă că scad de nivelul. pentru că am o groază de... acum mi se sublimează și mi se sedimentează multiple experiențe de viață pe care le-am. Lasă-le să iasă afară. Încerc, încerc. Când scrii? Cum scrii? Destul de haotic, deși acum, în ultimii 2 ani, am început să-mi impun un ritm și să fiu cât mai activ în presa culturală românească, deci particip și eu în ziarul Timpul, Proseculum. Din păcate la Cluj, nu știu de ce, din ce motive obscure nu prea apar, da, se mai întâmplă, dar apar la Iași, apar la București, în literatura de azi, scriu la revista Babel, care e o revistă digitală, acolo cu o regularitate de la tot la 2 săptămâni trimit un articol semipolitic. Da. George Vigdor, îți propun să încheiem cu poezie, pentru că mă uit la ceas și mai avem doar 3 minute la dispoziție. Din ce ne citești? Din ultimul volum, Rămân o rană deschisă, o să citesc din poezia Dumnezeu s-a pensionat. Citesc doar finalul. După Auschwitz, Katyn și Gulag, până și visele ca ciuruite, iar mult trâmbițata democrație a fost arhivată în dosarele secrete ale istoriei. Speranța nu mai e decât o himeră alungată în conturile secrete ale noilor îmbogățiți. Până și Dumnezeu s-a pensionat și s-a refugiat scârbit într-un paradis fiscal, ca proprietar unic și camuflat al unui offshore global. Și încă un poem integral de data aceasta. Scrib. Sunt constrâns să clasez definitiv dosarul penal al speranței, ba chiar și sentința irevocabilă a învierii. Funcționar modest al efemerului, adun de o vreme cu sârc și aplicație date și fapte despre eșecul experienței umane de a se mântui vreodată. Am început cu lista obsesiilor, apoi caietul fobiilor, registrul spaimelor, a urmat carnetul idiosincraziilor și catalogul angoaselor. Am întocmit stocul maniilor, inventarul nevrozelor și procesul verbal al anxietății. Am redactat cât mai precis broșura psihozelor, albumul depresiilor și, în final, arhiva fricii, atât de actuală și contagioasă. Resemnat în fața destinului oprit, eu, măruntul contabil al deznădejdii, mă declar scribul de duzină al deprimării, istoricul anonim al deșertăciunii. Da, foarte frumos. Încă o dată să le arătăm celor care vor urmări emisiunea și pe canalul nostru de YouTube săptămâna viitoare această antologie a lui George Vigdor în limba maghiară, apoi volumul de poeme din care ne-a citit și pe care l-a lansat în 21 septembrie, Rămân o rană deschisă, volumul de... Cugetări, aforisme, petarde existențiale și, în fine, antologia aceasta care cuprinde tot ce ai scris. Tot ce am scris de la 2000 până în 2021, poezii. Deci nu este selectivă, ci ai nu, e exhaustivă. Completă, da. Poet sub acoperire, antologie 2000-2021, editura Avalon, George Vigdor. George, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la Serile Radio Cluj. Cu mare plăcere. Când mai ai vești bune, te rog să ne anunți. Bine, mulțumesc. Aș vrea să vin cu vești bune. Întotdeauna. Să ne revedem sănătoși, sănătate și multă inspirație. Asemenea, mulțumesc Radio Cluj. A fost, doamnelor și domnilor, poetul și jurnalistul George Vigdor. Serile Radio Cluj la final. Eu sunt Dan Moșoiu.